dimineața din nou. Am revenit cu previziunile astrale în materie de dragoste. Berbec, relațiile sentimentale ar putea să fie puțin tensionate din cauza unei neînțelegeri. Păstrați-vă calmul și dați dovadă de răbdare în conversațiile cu persoana iubită. Taur, ca să evitați o ceartă cu partenerul de viață, ar fi bine să faceți cumpărăturile împreună și să hotărâți înainte de a pleca de acasă ce vreți să cumpărați și care este bugetul în care trebuie să vă încadrați. Gemeni, este posibil ca pregătirile pentru plecarea într-o călătorie să tensioneze atmosfera din familie. O persoană apropiată v-ar putea indispune cu sfaturile sale insistente. Rac, după amiază este posibil ca relația cu persoana iubită să se tensioneze din cauza unor discuții. O persoană din anturaj v-ar putea ajuta să depășiți acest moment delicat. Leu, ar fi bine să vă faceți mai mult timp pentru cei tineri din familie și să acordați mai multă atenție problemelor cu care se confruntă. Fecioară, se anunță o zi deosebit de favorabilă în plan sentimental. Este posibil să faceți cunoștință cu o persoană care vă impresionează și vă atrage din primul moment. Balanță, capacitatea de comunicare este la cote înalte și vă poate ajuta să vă faceți noi prieteni și să aveți o relație armonioasă cu cei dragi. Puteți să vă bazați pe intuiție. Scorpion, s-ar putea ca persoana iubită să vă facă un cadou plăcut și util. Ar fi bine să apreciați toate eforturile pe care le face pentru voi. Săgetător, seara s-ar putea să participați la o întâlnire cu persoane apropiate. Fiți foarte atent cum vă exprimați, pentru că există riscul să jigniți pe cineva. Capricorn, nu ignorați problemele partenerului de viață. Ar fi bine să vă rezervați mai mult timp pentru viața de familie. Vărsător, dacă se ivește ocazia să faceți o excursie împreună cu persoana iubită, ar fi bine să nu ezitați. O călătorie relaxantă nu poate fi decât benefică relației. Pești, traversați o perioadă favorabilă relațiilor sentimentale și inițiativelor cu privire la cămin. Seara este posibil să fiți invitat la prieteni. Atât pentru moment, să aveți o dimineață frumoasă!